De ce apare agresiunea? Pentru că apare așa un fel de luptă pentru teritoriu sau un fel de nevoie de a fi masculul sau femeia dominantă, da? Eu sunt dominant pentru că eu am toate resursele, acces la resurse, la putere, eu trebuie să fiu cel mai bun. Însă eu zic că am depășit acea epocă primitivă și că am depășit stadiul de animale de ceva vreme. Unii, din păcate, încă nu, încă trăiesc în planul ăsta instinctual. Și înțelegem prin conștiința pe care o avem că avem calități, avem defecte, putem fi fericiți cu ceea ce avem, putem învăța lucrurile pe care nu le cunoaștem, putem crea resursele de care avem nevoie, nu trebuie să dețin totul, e în regulă să dețin atât cât am nevoie la un moment dat, astfel încât să mă simt în siguranță și să mă simt împlinit.